Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre tehnologii care depășesc SF-ul, nave de reproducere extraterestră și invenții cenzurate. Posibilitatea ca astăzi să existe tehnologii care să depășească science fiction-ul devine sigură atunci când ascultăm interviul cu savantul Ralph Ring, care a lucrat cu Otis Carr, discipolul și moștenitorul direct al lucrărilor lui Nikola Tesla, pe proiectul Camelot Web. Ralph Ring a fost un tehnician implicat într-un efort privat condus de Otis Carr în anii 1955-1960 pentru a dezvolta OTC-X1, o navă spațială lungă de 45 de picioare, capabilă să călătorească pe lună cu viteza aproape a luminii. În 2007, Ralph Ring a făcut un pas înainte în a dezvălui public modul în care diferite agenții guvernamentale, conduse de FBI, au intervenit pentru a opri proiectul după ce zborul de testare inițial a avut succes, după ce au parcurs aproape instantaneu o distanță de 10 mile. Ring mărturisește în fața camerei, cu smerenia adevăraților inventatori, că a construit o farfurie zburătoare alături de Otis Carr și că el cunoaște antigravitația și energia liberă de la sine, deoarece experimentează aceste tehnologii încă din anii 1950. Ca o curiozitate, Ralph Ring a reușit să ridice un obiect de la sol prin intermediul sunetului, datorită unei vibrații foarte specifice, 28 de cicluri pe secundă. Extrem de interesant a fost ceea ce a răspuns șeful său de la un institut guvernamental când a prezentat proiectul validat. Uite, Ralph, suntem aici să căutăm soluții, nu să le găsim. Ce s-ar întâmpla cu granturile dacă am rezolva o problemă? Potrivit lui Ring, Otis Carr a inventat mașina care rulează pe sol în urmă cu mai bine de 60 de ani. Așa cum i s-a întâmplat cu ani înainte mentorului său Nikola Tesla, Otis Carr a decis să caute finanțare în industrie, în acest caz General Motors. Răspunsul reprezentantului său a fost foarte clar: dacă mai vorbești despre asta, te împușcăm. Pentru Mark McCandlish, un ilustrator aerospațial desăvârșit care a lucrat pentru multe dintre cele mai importante corporații aerospațiale din Statele Unite, întregul secret al acestor nave de reproducere extraterestră constă în energia punctului zero. Colegului Mark McCandlish, Brad Sorenson, cu care a studiat, s-a aflat în interiorul unei instalații de la Norton Air Force Base, unde a văzut vehicule de reproducere extraterestră sau ARV, care erau pe deplin operaționale și plutind. În mărturiile lui McCandlish, aflăm că Statele Unite nu numai că au dispozitive de propulsie antigravitaționale operaționale, dar le avem de mulți ani, și au fost dezvoltate prin studiul parțial al vehiculelor extraterestre din ultimii 70 de ani. Unul dintre lucrurile pe care le-a spus Einstein a fost că nu am putea niciodată accelera nimic pentru a depăși viteza luminii. Dacă am face-o, am avea nevoie de toată energia din univers, pentru că pe măsură ce accelerezi prin spațiu, masa crește. Unul dintre filmele vechi care arată acest concept implică un tren care merge din ce în ce mai repede spre viteza luminii, dar trenul devine din ce în ce mai mare până când motorul nu îl poate împinge, așa că nu atinge niciodată viteza luminii. Dar ce se întâmplă dacă există un sistem, un dispozitiv care absoarbe energia punctului zero și ne împiedică să interacționăm cu structura atomică a vehiculului, și în același timp oferă putere suplimentară secțiunii condensatorului? Tot acel sistem electric pe care îl are vehiculul, ce îl face să funcționeze? Într-adevăr, cu cât mergi mai repede, cu atât îți este mai ușor să atingi și să depășești viteza luminii. Potrivit declarațiilor lui Brad Sorenson, care a vizitat interiorul unei instalații de la Norton Air Force Base, unde a văzut vehicule de reproducere extraterestră, care erau pe deplin operaționale, la afișajul de la baza Norton, un general de 3 stele a menționat că aceste vehicule sunt capabile să atingă viteza luminii și nu numai.
Cel mai mare dintre acele vehicule avea între 120 și 130 de picioare în diametru. Există un om de știință în Utah, pe nume Murray B. King, care a scris o carte numită Tapping the Zero Point Energy. Ceea ce susține el este că această energie se află în spațiu-timp din jurul nostru. Este în tot ceea ce vedem. James Clerk Maxwell a fost cel care a speculat că există suficient din acest flux, din această sarcină electrică în vidul spațiului și că dacă am putea capta toată energia conținută într-un singur metru cub de spațiu, am avea suficientă energie să fierbem oceanele din toată lumea. Toată acea energie este ceea ce așteaptă să fie descoperită. Unul dintre lucrurile pe care le-a mai spus Murray B. King în cartea sa este că cel mai bun mod de a accesa acea energie este de a o dezechilibra. Este ca o grămadă de fum de țigară într-o cutie. Dacă poți trimite o undă de șoc prin el, poți obține forță, poți obține vârtejuri. Dacă există o modalitate de a colecta acea energie la celălalt capăt, atunci se obține o modalitate de a o accesa și de a o folosi. Vehiculul de reproducere extraterestră, Flux Cleaner, are o modalitate de a face acest lucru cumva electronic, mai spune Brad Sorenson. Acesta a descris faptul că coloana centrală era un fel de cameră cu vid în ea. Camera cu vid este unul dintre lucrurile pe care toți acești oameni de știință le descriu în acele unități de superenergie sau energie liberă pe care le construiesc. Toate au un fel de tub de vid, tehnologie care folosește energia de vid. Brad Sorenson a susținut că în interiorul acestei camere mari cu vid a coloanei centrale, care se afla peste tot, în interiorul volantului, în interiorul bobinelor secundare ale bobinei Tesla, în interiorul compartimentului echipajului, erau vapori de mercur. Vaporii de mercur conduc electricitatea, dar produc tot felul de efecte ionice. Aceste particule minuscule de mercur devin încărcate în moduri neobișnuite și, dacă se trage o cantitate enormă de electricitate prin vaporii de mercur într-o cameră cu vid parțial, se întâmplă ceva special și neobișnuit în acest proces. Procesul pe care Murray a încercat să-l descrie atunci când a propus să scoate energia vidului din echilibru. În altă ordine de idei, acest sistem, deoarece accesează această energie punct zero și o scoate din mediul local, face nava mai ușoară. Suferă parțial de anulare a masei. Următorul lucru care se întâmplă este că electronii care curg prin sistem suferă de asemenea de anularea masei. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că toți electronii care curg printr-o bobină Tesla mare devin electronii care anulează masa. De asemenea, devine un supraconductor perfect, ceea ce înseamnă că eficiența sistemului trece direct prin acoperiș. Se obține o eficiență foarte mare, ca și cum totul ar fi scufundat în azot lichid sau argint pur sau aur pur, care la anumite temperaturi sunt conductori perfecți. Devine mai ușor și poate accelera la viteze incredibile, potrivit lui Ralph Ring. Dar există un alt element care contează în toată această poveste a ascunderii, secretului și misterului, fibra optică, o invenție fără inventator cunoscut. Mark McCandlish crede că secretul acelui vehicul pe care l-a descris prietenul său stă tocmai în fibra optică. Totul a fost conectat prin fibră optică. Care ar fi diferența? De ce s-ar dori un sistem în care totul este conectat prin fibră optică? Motivul este că, dacă găsești o modalitate de a controla gravitația, poți reduce masa. Dacă ești capabil să faci asta, care sunt celelalte beneficii? Ce se întâmplă dacă descoperi cumva o modalitate de a accesa acel câmp scalar, acea energie de punct zero? Dacă ceea ce cred oamenii de știință este adevărat, atunci energia punctului zero este de fapt ceea ce menține electronii în jurul structurii atomice din universul nostru. Îi menține energizați, adică menține acei electroni mici să se rotească în norii lor diferiți, în jurul nucleului fiecărui atom din lumea noastră. Îi menține în mișcare, îi împiedică să se prăbușească în miez, ca un satelit care orbitează în jurul Pământului,
care este prins de forța gravitațională. Ei bine, dacă aveți o modalitate de a interfera cu acea interacțiune, acea absorpție de energie în punctul zero de către electroni, ei încep să încetinească. Potrivit lui Mark McCandlish, originea fibrei optice ne duce înapoi la evenimentul Roswell, când unii martori susțin că au văzut mici fibre trecând prin lumină și că nu puteau explica ce era asta. Întrebarea este, de ce ar avea nevoie de un sistem de fibră optică, o navă spațială? Dacă dintr-o dată totul în interiorul vehiculului suferă anulare de masă și chiar și electronii suferă acea anulare de masă, înseamnă că toată telemetria din sistem s-ar strica. Ar fi ca și cum sistemul ar fi trecut dintr-o dată printr-o schimbare de fază și totul a devenit supraconductor. Dacă trebuie o modalitate de a menține același nivel de control în ecartul de scânteie, explică Mark McCandlish, adică controlul cantității de electricitate care trece prin condensatori, astfel încât atunci când muți cârma, ai aceeași cantitate de mișcare și deviație în sistem, chiar și atunci când acesta se află într-o stare de anulare totală sau parțială a masei, de data aceasta suferă și electronii, astfel încât devin circuite supraconductoare. La ce folosește fibra optică? Fotonii nu au masă, deci nu sunt afectați. Aceasta înseamnă că informațiile, orice telemetrie pe care o trimiteți către și de la computer, vor ajunge la destinație. Nu contează dacă computerul rulează la un nivel supraconductor, deoarece pur și simplu îl face mai rapid, mai eficient și mai inteligent. Vrei să poți controla nava astfel încât să nu se prăbușească? Care este cel mai bun mod de a o face? Fibra optică. Istoria oficială a fibrei optice începe atunci când fizicianul irlandez John Tyndall descoperă că lumina poate călători în interiorul unui material, precum apa, îndoindu-se prin reflexie internă. În 1952, fizicianul Narinder Singh Kapani, bazându-se pe studiile lui Tyndall, a efectuat experimente care au dus la inventarea fibrei optice. Trecuseră doar 5 ani de la incidentul de la Roswell, dar și astăzi nu există nicio persoană căreia să-i fie atribuită personal invenția fibrei optice, dispozitivul prin care navighează o bună parte din telecomunicațiile de pe planetă. McCandlish are încă o poveste despre viziuni, despre ceea ce nu ar trebui văzut. Un alt informator i-a spus următoarele: lucrez la instalația de bombardiere B-2 de pe Plant 42 la Palmdale și Lancaster. La colțul fabricii de producție B-2 se află Lockheed Scanworks. Acolo este un complex mare. I-am spus, da, știu exact unde este. Mi-a răspuns, în vara lui 1992 eram afară fumând o țigară, în jurul orei 10:30 noaptea. Și am observat că adjuncții șerifului blocau toate străzile din jurul uzinei 42. Ei fac asta de fiecare dată când un avion clasificat este în drum spre aterizare sau de fiecare dată când părăsește uzina 42. Când am văzut asta, m-am așezat și am văzut în fața acelui hangar o formațiune circulară de vehicule, dar erau vehicule foarte ciudate. Erau ca niște tractoare mici, cu o turelă deasupra, și aceasta avea un braț mecanic mare cu un coș la capăt. Era genul de lucru pe care electricienii îl foloseau pentru a repara liniile electrice, dar coșurile erau toate ridicate și atârnat de fiecare dintre aceste coșuri din acel cerc mare, o perdea mare neagră care cădea la pământ și era o frânghie care le unea pe toate. M-am uitat peste vehiculul circular și la aproximativ 500 de metri distanță se afla această farfurie zburătoare mare, în formă de lentilă mare neagră, așezată chiar deasupra vehiculelor. Dinspre grupul de vehicule a ieșit un bărbat cu o lanternă mare albastru-verde. A îndreptat-o spre vehicul și a aprins-o de 3 ori. Sub vehicul erau 3 lumini albastru-verde și au răspuns de 3 ori. Atunci acel lucru a coborât la înălțimea grupului de vehicule. Brațele s-au întins și au acoperit nava cu perdeaua și apoi au intrat cu toții în hangar.
Au închis ușile, au aprins luminile și șeriful a plecat. A spus că după aceea a fumat multe țigări în săptămâna următoare, sperând să vadă altceva. O săptămână mai târziu, răbdarea i-a fost răsplătită. A văzut întregul proces inversat. A văzut luminile aprinse, ușile deschizându-se și a văzut tot grupul de vehicule plecând. Brațele s-au retras și după un timp, lucrul s-a ridicat în tăcere la aproximativ 500 de picioare deasupra vehiculelor. Tipul cu lanterna a ieșit, a aprins-o de 3 ori și chestia aia și-a aprins luminile de 3 ori. Apoi acel lucru a decolat, acoperind întreaga distanță a autostrăzii care este chiar lângă instalația B2. A trecut în spatele lui și a dispărut în întuneric în mai puțin de 2 secunde și acel vehicul a făcut-o fără să scoată niciun sunet, fără unde de șoc supersonice, nimic, ca și cum ar fi fost tras dintr-un tun. A spus că i-a schimbat viteza, întreaga sa perspectivă s-a schimbat pentru că și-a dat seama că aveau propulsie antigravitațională. El a spus că au tehnologie pe care ar fi putut-o recupera de la un fel de navă spațială de la Dumnezeu știu unde, din alt sistem solar, dar a insistat că adevărul este că au făcut-o. Am descoperit un brevet al lui James King Jr. și acel brevet seamănă mult cu acest sistem, cu excepția faptului că în loc să aibă o cupolă pentru echipaj, are un cilindru în centru, are aceeași formă, fund plat și laturi inclinate. Are bobinele în jurul circumferinței și plăcile condensatoarelor orientate radial. Acest brevet a fost inițial sigilat în 1960 și asigurat în 1966. În același an în care a fost făcută o fotografie lângă Provo, Utah, care este aceeași cu această embarcațiune. Persoana care a depus brevetul a colaborat cu Townsend Brown, unul dintre descoperitorii efectului Billfield Brown, și, la rândul său, a lucrat într-un laborator de lângă Princeton, New Jersey, cu un om de știință pe nume Agnew Benson, la laboratoarele Benson. Au făcut toate aceste tipuri de experimente, pe care le-au numit propulsie electrogravitațională. Există și un videoclip realizat de fica lui Benson. Inițial se numea Laboratorul Tatălui și arată toate experimentele pe care Benson și Thomas Townsend Brown le-au făcut cu asistentul lor James King Jr., care a depus brevetul. Filmul arată niște discuri mici care levitează, degajând scântei și lucruri de genul acesta. Povestește Mark McCandlish. Potrivit acestuia, există multe invenții cenzurate și, în continuare, vă prezint câteva conform sursei citate. Grant Hadlow, metoda de transformare a gunoiului în energie. Al Wordsworth, generator electric și carburator avansat. Neil Schmidt, turbină eoliană hidraulică. Ken Rasmussen, proces de transformare a apei în energie prin electroliză. Motor prin magnetism de la corporația Hitachi. Daniel Dingell a transformat motoarele a peste 100 de mașini în motoarele eficiente ale apei. Mike Brady, autogenerator electromagnetic la 300 de kW. Robert Bass, transmutarea energiei nucleare la frecvență joasă. 3 persoane au fost ucise pentru a le împiedica să dezvolte această invenție. Frank Richardson, generator de electromagnetism și turbină cu abur fără elice. Robert Stewart, generatorul de căldură ciclic Stewart. Joel McLean și Norman Wooten, amplificator RMN. Stuart Harris, teoria instabilității magnetice. Dennis Lee, generator de freon. Bob Boyce, carburator pe gaz maro. Henry T. Morey, generator de energie gratuită cu catod semiconductor rece. Floyd Sweet, amplificator cu triodă în vid. Teruo Kawai, dispozitiv generator de energie motrice. John Water, aditiv de apă pentru benzină. Dick Belland, carburator care funcționează cu fum de benzină. Edwin V. Gray, generator de energie gratuită, F. Gray și motor de energie gratuită. Joseph C. Yeater, convertor de căldură în energie electrică. Phil Stone, motor care merge cu apă. Bruce De Palma, N-Machine, energie gratuită. Bill Jenkins, mașină cu energie gratuită.
Richard Diggs, motor cu electricitate lichidă, Tim Trapp, generator de energie, Bob Lenz, Lenz Water Power System, Paul Brown, e-converter Hypercap, William Bolon, generator de abur pentru automobile, Walter Rosenthal, mic convertor de energie electrică, Alan Caggiano, sistem de vaporizare a combustibilului prin implozie. Și lista continuă. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pe curând!